credința ce ne-a mântuit prin jertfa lui Iisus de la Calvar. Dorim credința ce face minuni, primită de la Duhul ca și dar. Credincioșia roada Duhului e mai de preț înaintea Domnului de câte ori ascuns de Dumnezeu arată adevăratul caracter. Dorim a Domnului promisiuni și-a legământului făcut cu El, dar deseori uităm să cine ce mi le cere El, mai mult decât o jertfă și un cânt, e să ascult de Domnul lor și când, credincioșia ta față de El, arată adevăratul Tată bun, prin îndurarea ta, cu Duhul Sfânt ne umple inima. Credincioșia să-ți arătăm și-n ascultare legământ să stăm. În ziua când Iisus tu vei veni, pe vocea ta, o Doamne, auzi. Intrați voi bine, sunt surprins plăcut să văd o atmosferă binecuvântată și să văd inimi însetate după Dumnezeu. Și nu spun doar să spun doar, ci o spun din toată inima. Pentru că această sete de multe ori este, o dai parcă și la altul. Această sete când vezi pe cel de lângă tine, plin de Duhul Sfânt, se mișcă ceva și în interiorul tău și în această dimineață s-a mișcat și în dreptul meu și de aceasta sunt bucuros. Mă bucur pentru că sunt și în această zi cu dumneavoastră. Să fiu sincer, câteodată vă mai urmăream online, pentru că mi-era dor de voi și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt chiar la părtășie cu voi în această dimineață. Sper că ați intrat cu bine noul an, 2014, vă urez un an binecuvântat la toți. Și înainte să plec, fratele presbiter mi-a spus, Sergiu, ne pare rău că pleci, toată povestea lui, dar spune totuși, fraților de acolo, un salut din partea bisericii noastre, din Italia, din Modena. Se găsește în cartea Apocalipsa, capitolul 22, ultimele două versete din Scriptură. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse, harul Domnului nostru, Iisus Hristos, să fie cu voi toți. Amin. Amin. Saluturile pe care fratele Sergiu le-a adus din Italia, Domnul să binecuvinteze și pe frații din Modena și din toată Italia, frații români de acolo, toate bisericile românești din Italia și din Europa, și Domnul să binecuvinteze și pe fratele Sergiu, care aduce salutul și să ne dea un timp binecuvântat în părtășie împreună aici, în Australia. Corul bisericii va slăvi pe Domnul cântând, apoi fratele Daniel și sora Dorina Crișan vor slăvi pe Domnul.
care adânci ți-am făcut, tu m-ai vindecat, ce dragoste, ce dragoste. Slăvit să fie Domnul! Ce dragoste! Niciodată cred că nu vom pricepe îndeajuns cât de mare a fost dragostea lui Dumnezeu pentru noi, decât atunci când vom ajunge în cer, în împărăția pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. În locul acela despre care Apostolul Pavel spunea că la mintea omului nu s-a suit încă, n-a
n-a putut ajunge, nu putem percepe lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Ochiul acesta nu își poate imagina frumuseți și splendor nemai întâlnite când vom ajunge acolo, în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit. Abia atunci, privind la trecutul nostru, din lumea din care vom fi plecați atunci, atunci vom realiza cât de mare a fost dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru întreaga lume. Vai, câți vor regreta atunci că au avut ocazia în timpul călătoriei pământene să se împace cu Dumnezeu și să se apropie de Dumnezeu și n-au făcut-o. Doamne, îți mulțumim că în dimineața aceasta toți cei ce sunt aici, conștienți de dragostea ta cea mare, suntem în prezența ta și onorăm și lăudăm numele tău și înălțăm numele tău. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Orchestra bisericii va slăvi pe Domnul cântând, apoi îl invit pe fratele William să slăvească pe Domnul cu o altă cântare. Măreață, aș vrea să cântăm împreună cu orchestră și o să cântăm împreună și aș vrea să mă ajutați. Orchestra cântă instrumental, dar noi cu întreaga biserică aș vrea să lăudăm pe Domnul cu cântarea aceasta. Amin. Thank you.
aș vrea pe o stâncă de granit să fie în veci săpat. Ce mare preț a fost plătit să ajung răscumpărat. Tu nu te schimbi și ești întocmai cum a fi. În teamă-mi e, în inima mi-o liniștești, statornic ești. Și când speranța eu mă pierd, durerea-mi e și la cruce mă conduci. Ce dragoste, viața tu ți-ai dat ca eu să pot să te cunosc, Iisuse, și azi declar că unde ajungi tu ești, ești tot ce vreau spre tine. Și rănile în palme-ți văd și bine știi că tu mă poți când nu mai pot. Îngenunchez în umbra crucii, aleg să stau uimit, sunt în brațuri oricând tu mă primești. Ce dragoste, viața să pot să te cunosc, Iisuse, și azi declar că unde ajungi tu-mi ești, ești tot ce vreau. Iisuse, sus pe cruce, tu la mine te gândeai. Să pot să te cunosc, Iisuse, și azi declar că unde ajuns tu-mi ești, ești tot ce vreau. Ce dragoste, viața tu ți-ai dat ca eu să pot să te și azi declar că îmi ia
Amin, slăvit să fie Domnul. Cântăm despre această dragoste, vorbim despre această dragoste, ne gândim fiecare în inima noastră la această dragoste, pe care, așa cum cânta și orchestra, chiar dacă am săpa-o pe o stâncă de granit, pe o piatră de granit, și acolo ni se pare că ar fi prea puțin, pentru a nu uita niciodată ce a făcut Dumnezeu pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Vă invit să slăvim pe Domnul acum cu toții și în timpul acestei cântări dăruim Domnului darurile noastre, care așa cum este obișnuința bisericii noastre, în fiecare duminică în care serbăm cina Domnului, în care ne întâlnim la masa Domnului și la părtășie cu Domnul și unii cu alții, darurile acestea au o destinație specială, ajutorarea celor aflați în nevoie în România sau în alte părți pe glob, a unor biserici sau a unor familii care apelează la ajutorul fraților lor din alte părți pentru a duce o viață cât de cât decentă și binecuvântată de Domnul. Dăruim Domnului și în dimineața aceasta. În dimineața aceasta nu avem scrisori speciale adresate bisericii noastre, dar avem scrisori de mulțumire din mai multe locuri, frații care au fost ajutați, biserici la care noi am trimis aceste ajutoare, scriu scrisori de mulțumire și ne asigură că suntem în rugăciunile lor, ne pomenesc mereu în rugăciunile lor și mulțumesc Domnului pentru inima noastră deschisă pentru astfel de situații. Și doresc ca și în dimineața aceasta Domnul să binecuvinteze Biserica Domnului. Așa cum cunoașteți, biserica noastră este în permanență angajată în lucrările de sponsorizare a căminului din Solonț, unde mai mulți oameni care sunt în nevoie, unii dintre ei primindu-L pe Domnul chiar în acest loc, s-au întors la Domnul, s-au împăcat cu Domnul, se află în căminul din Solonț și noi, prin mica noastră contribuție, ajutăm la susținerea lor și ca ei să vadă dragostea noastră venită de așa de departe. De asemenea, fraților și celor ce slujesc Domnului la Radio Vocea Evangheliei din România. Domnul să binecuvinteze această lucrare, să propășească și oriunde cuvântul Domnului ajunge vestit și cântările de laudă ale Sionului la inimile și la urechile celor ce ascultă acest post de radio creștin în România, să fie mântuiți și salvați de Domnul. Cântăm spre slava Domnului și dăruim Domnului în această dimineață, așa cum este obișnuința bisericii noastre, pentru lucrarea Domnului din România. Yeah.
Iisus Hristos să poate vindeca. Dar El era slăbut, slăbit pentru fără de legile și păcatele noastre. Pe viața care ne după cea a căzut peste El și prin slăvit să fie Domnul, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Urmează să ascultăm cuvântul Domnului, nu înainte însă ca corul bisericii să slăvească din nou pe Domnul cântând. Aș dori din toată inima ca aceste cântări pe care le-am ascultat, prin care l-am înălțat pe Domnul și i-am adus laude lui Dumnezeu în dimineața aceasta, să lucreze în continuare la inima noastră, împreună cu cuvântul Domnului, care în dimineața aceasta doresc din toată inima să ne vorbească fiecăruia. De această mare nevoie a sta la masă cu Domnul, spune clar în cuvântul Domnului, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Cine nu are viață în el însuși. Este așa de important să avem viață din Dumnezeu, să fim conștienți că suntem copiii lui Dumnezeu în această lume, că îl reprezentăm pe El, că avem în noi viața Lui și că suntem întotdeauna gata să stăm la masă cu Domnul și la părtășie unii cu alții. Ascultăm cu corul bisericii să slăvească pe Domnul și cuvântul Domnului în urmă vestit prin fratele păstor Mihai Trișcaș. Domnul să-l binecuvinteze pe el cu har, cu ungere de sus, cu un cuvânt special pentru biserica noastră în dimineața aceasta și pe noi toți cu inimi deschise. În urma acestora să ne putem apropia de trupul și sângele Domnului și în dimineața aceasta. Amin.